Ne spune Domnul Isus: Veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi. Ce frumos! Slobozi ne va face slobozi sau liberi. Îmi place ceea ce spunea și Spinoza. De exemplu, spunea acest filozof: Libertatea marchează trecerea de pe planul ignoranței pe planul cunoașterii. Și gândiți-vă că acolo unde a fost dictatură, unde n-au fost drepturi și libertăți cetățenești, oamenii au trăit în ignoranță. De fapt, ca să nu le oferi drepturi, ca să le iei drepturile, de fapt trebuie să îi ții în ignoranță, pentru că așa le poți răpi drepturile lor. Dar, realitatea este că noi ne desfășurăm existența în cadrul unei rețele foarte complexe de constrângeri pe care poate le vedem sau poate nu le, nu le sesizăm. De exemplu, sunt anumite constrângeri fiziologice. Sunteți de acord că plecând de aici trebuie să și mâncăm ceva afară de cei care și-au propus să țină post? Trebuie să mâncăm. Ne e foame. Și bine spunea Einstein, Stomacul este cel care anunță când este gol. Creierul niciodată. Ne anunță stomacul că trebuie să-l umplem. Sau avem nevoie să ne odihnim? Ați auzit de pedepsele chinejilor asupra celor pe care nu-i simpatizează. Nu-i lasă să doarmă, o zi, două, trei, după patru zile, sunt terminați total, epuizați total și recunosc orice, numai să prindă puțin somn. Avem nevoie de odihnă. Și am putea continua cu atâtea necesități fiziologice pe care le avem. Sunt constrângeri. După aceea sunt constrângeri sociale. Avem un program la serviciu. Avem un program la magazine. Sunt, de exemplu, constrângeri pe care le impun bogații săracilor. Și bogații profită de faptul că sunt cu banii la îndemâna lor și bietul sărac nu are ce face și acceptă ceea ce bogatul îi cere. Și bogatul îi spune dacă nu vii la timp, dacă și așa mai departe, sunt anumite constrângeri. Sunt constrângeri impuse de învingător în vinșilor. Și până nu de mult, ne-au constrâns prietenii noștri din răsărit. Dar au fost alte constrângeri mai încoace puțin. Dacă vreți să fiți membri într-un anumit bloc militar, dacă vreți să aparțineți de un spațiu comun, sunt alte constrângeri care ni se impun. Sunt constrângeri politice, le cunoaștem prea bine, dar sunt și constrângeri morale. Sunt oameni de o moralitate extraordinară, care nu ar putea minți sunteți de acord? Da. Care nu ar putea face ceva rău. De o moralitate extraordinară în societate. Nu neapărat printre noi. Și între noi sunt toți morali, eu așa cred. Dar gândiți-vă că în societate sunt oameni de o măreție extraordinară. Sau sunt constrângeri religioase pe care le cunoaștem prea bine. Sau constrângeri logice. De exemplu, cuvintele au un anumit sens. Spuneam și vreau să mă pronunț în domeniul acesta. Pentru că prea, poate prea puțin ne pronunțăm MAMA. Primul cuvânt pe care îl rostim are un anumit sens, nu așa? Ta-ta, iarăși. Și să le pronunțăm cât mai avem ocazia, pentru că năvălește vestul peste noi. Și o să spunem Părinte 1, Părinte 2. Vor fi constrângeri, frații mei. Poate e bine să le știm, și poate e bine să ne ridicăm glasul câtă vreme mai putem spune ceva. A venit un timp când fermoar la gură, vor fi vremuri când înțeleptul trebuie să tacă, așa cum spune, cum spune uh, prorocul. Și apoi sensul uh, cifrelor. Da, sensul cuvintelor. Sunt. Uh, constrângeri logice, ne încadrăm. Cineva spunea, doi și cu doi fac 22. Poate vă amintiți de acea scenetă? Doi și cu doi fac 22. Și beata profesoară de matematică, cum? Nu fac, fac patru. Și constrângerea asupra profesoarei de matematică să schimbe logica matematică, să o adapteze după acel copil rebel, care avea și părinții, poate mai rebel decât acel copil. Stimată frăsietate, în opoziție cu constrângerile sunt libertățile pe care ni le dorim din toată inima. Libertatea este darul lui Dumnezeu pe care El l-a imprimat în noi. Noi purtăm în fiecare genă, în fiecare celulă din care suntem alcătuiți, purtăm amprenta divină care cuprinde și libertatea. Libertatea este aspirația oamenilor din toate timpurile. Acum mi-a venit în minte opera Fidelio de Beethoven, și acolo are un cor al deținuților în care se vorbește doar de libertate, și deținuții cer libertate. Pe timpul lui Beethoven, condițiile de detenție erau mult mai dificile decât pe timpul nostru. Eu chiar am vorbit de nenumărate ori cu deținuții, mergând printre ei și prezentându-le Evanghelia, despre faptul că au tot ce-și doresc. Eu n-am timp să privesc la televizor și nici n-am televizor. Mă urmăresc din când în când pe internet anumite programe urmăresc și evangelizările seara, n-am avut timp să urmăresc evangelizarea, dar voi urmări în reluare. Dar deținuții nu au timp să urmărească și văd toate problemele. au, în fiecare cameră, televizorul lor, dacă vor televizor plasmă, comanda acasă și de acasă îi trimit și așa mai departe. Și știu un deținut care avea niște părinți adoptivi din vizirul, care i-a torturat pe vieții părinți, foarte serioși oamenii aceia, L-au adoptat pe acel uh, bărbat care a ajuns să fie deținut și cereau de toate de la părinți și îi amenința, îi tortura moral pe acei bieți părinți adoptivi ca să îi cumpere și una și alta și bani și așa mai departe. Uh, au de toate deținuții, dar n-au libertate și îi tânjesc după libertate, astfel că libertatea o prețuim de abia atunci când nu avem. Ce m-aș plimba pe afară? După ora 8 seara, în weekend, până târziu, și te gândești la excurse din Grecia, iar Grecia au programul cumva mai, mai amplu pe timp de noapte. Atunci sunt tavernele deschise, atunci sunt întâlniri de afaceri. Te plimba după ora 8 seara, dar n-ai libertatea aceasta. O prețuiești mai mult când nu ai și o dorim libertatea atunci când ni se ia. Avem libertate de conștiință și nimeni nu ar trebui să ne răpească această libertate. Pentru libertatea conștiinței am luptat pe timpul comuniștilor și citeam despre un chinez creștin în timpurile noastre care a fost torturat. Pentru, că îi se, pentru ca să-i se imprime cumva doctrina lui Mao, doctrina comunistă, iar el era creștin și până la urmă legat cu mâinile la spate, acel torționar. Deci torționar nu înseamnă purtător de torță, ci înseamnă chinuitor de asta. Acel torționar de ordin să deci, avea mâinile legate la spate, dă ordin ca să fie luate de mâini, mâinile să fie ridicate și vă puteți imagina ce s-a întâmplat, mâinile ridicate și apoi venit cu ele în față. Mâinile s-au rupt, iar el chinuit și tratamentele în China nu sunt ca la noi, să fie dus într-un spital și acolo să fie tratat ca orice om liber. Nu. Dar libertatea conștiinței trebuie să o avem și chiar dacă ni se ia această libertate, să știți că o putem avea într-o singură condiție, după titlul pe care îl, îl voi argumenta peste câteva minute, noi ne putem bucura în interiorul nostru de libertate de plină a conștiinței. Avem și libertatea de exprimare, chiar dacă ni se interzice de multe ori să vorbim împotriva unor organizații sau unor persoane suspuse, sau știți dumneavoastră. Avem libertatea alegerii unui stil de viață. Cine mă poate obliga pe mine să adopt un stil de viață cu grăsimi multe? Într-adevăr, sunt gustoase. Și vorbeam cu prietenii mei de la Combinatul Siderurgic. Colegul meu venise la ora două noaptea, a scos la ora două noaptea borcanul. Și borcanul știți ce cuprindea? La ora două noaptea. Am fost impresionat de lucrul acesta, dar bietul de el e tare bolnav, era un borcan în care se vedea doar ceva alb, pe de margini, așa când te uitea la el, și el lua cu lingura de acolo și mai găsea câte o bucată de carne în untura de, știți dumneavoastră care. Vă puteți imagina ce colesterol pe vasele de sânge, vă puteți imagina cât de bolnav era ficatul acestuia. Nu mă poate obliga să adopt un astfel de stil. Eu adopt un stil de viață care îmi permite să fiu sănătos, să fiu puternic, să fiu la capacități maxime de funcționare. Am libertatea și de asociere cu diferite persoane. Avem această libertate. Și apoi să nu uităm, societatea nu se poate amesteca în zonele noastre de libertăți pe care le avem. Uh, imixtiunea societății în uh, zona libertății unui individ sau unui grup social deja realizează, generează două efecte indezirabile. Pe de o parte, este uniformizarea societății. Uniformizare, ce înseamnă uniformizare? Înseamnă să creezi regimente naziste sau să creezi batalioane staliniste sau detașamentele pe care le știm comuniste, sau colhozurile, sau ceapeurile, sau întreprinderele pe care le cunoaștem prea bine cei care am, avem peste 30 și ceva de ani. Un alt efect indezirabil al imixtiunii societății în viața individului îl constituie oprirea dezvoltării personale a fiecărui individ în parte. Se Obține un lider maxim, iar toți ceilalți sunt doar o masă de manevră: Aplaudacii, cei care salută, cei care demonstrează în favoarea acelui conducător maxim. Libertatea absolută pe care Dumnezeu ne-a oferit-o, să știți că implică din partea individului și responsabilitate absolută. Fiecare libertate care ne se oferă, deja implică o responsabilitate în plus. Și să nu uităm, libertatea este asociată și cu necesitatea individului. Avem nevoie de hrană. A venit pandemia, ne-au izolat. Avem nevoie de hrană. Terminăm rezervele. Ni se dă libertatea să mergem la magazin. Cumpărăm. Terminăm și banii. De unde mai cumpărăm? ne se dă libertatea să mergem la muncă. Și așa mai departe. Dar uneori mai apare și dorința de a consuma droguri, de exemplu. Libertatea de a consuma droguri. Am libertatea aceasta, spune cel care este în sevraj. Numai că societatea trebuie să intervine. De ce? Pentru că prea bine se știe faptul că cel care este sub influența drogurilor, poate comite lucruri nesăbuite și apoi, în final, el se va autodistruge. Ce putem face în astfel de situații, estimată frățietate? E frumos ceea ce ne-a spus Mântuitorul, reau versetul din Ioan 8 cu 32, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi sau liberi. Îmi place ceea ce spunea Balzac. Spunea, unde începe minciuna, Începe ticăloșia. Ne temem de ticăloșie. Dar oare cât se tem de minciunele? Pentru că uneori minciunele fac parte din viața obișnuită. Și nu sunt doar minciunele astea, minciunile astea simple. Du-te la ușă, și dacă vine vecina, spune că nu sunt acasă. Sau, of, iar mă sună vecina, iar mă sună. Și când până la urmă deschizi, o, oh, ce bine îmi pare că te văd. Da, deodată apare minciunica cu care trăim sau pot fi minciunile convenționale. Vine moș Nicolae și să aveți pe 6 decembrie, parcă, ghetele bine periate, pentru că îți va pune moș Nicolae acolo niște cadouri. O minciună convențională. Dar nu uităm, unde începe minciuna, începe și ticăloșia. Este un uh, tată al minciunii, cunoaștem prea bine. Îmi place ceea ce spunea Jules Renard. Dacă adevărul este în fundul fântânii, mă arunc în fântână. Extraordinar. Și îmi place ceea ce spunea Dostoievski. Acest uh, scriitor uh, rus a fost condamnat la moarte pentru că avea idei antițariste. Și undeva în uh, pragul Crăciunului uh, trebuia să se aducă la îndeplinire sentința, executarea a 30 de deținuți. Erau îmbrăcați doar într-o cămașă de noapte, fără nimic pe, pe sub cămașa aceea, ger, ca în uh, Rusia. Așteptau executarea sentinței, executarea lor, de fapt, și fiind uh, foarte frig. Poate unii își doreau moartea, dar cei mai mulți doreau să trăiască și deja se aliniază cinci la zid, se dă ordin ochiți și apoi foc. Și cad 5. Urmează un alt grup de cinci persoane, Feodor este în grupul următor și, în timp ce erau aliniați la zid, următorul grup, iar, urm iar următorul, următorul uh, grup de deținuți era cel care cuprindea și pe Feodor Dostoevski, apare un delegat al țarului cu pe cal călare, cu calul înspumat de atâta fugă și cu hârtia în mână, opriți, opriți, opriți. Țarul, în bunăvoința lui, comută pe deapsa de la moarte, la închisoare pe viață în Siberia. Dostoevski se alege cu o epilepsie de care n-a toată viața dar e liber și este, 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 viu, este în viață, poate trăi. Merge către Siberia cu ceilalți deținuți și acolo niște femei creștine, ca cele din labirint, îi strecoară în buzunar un nou testament micuț în care erau și 10 ruble, au consumat destul de repede ruble, dar nou testament l-a avut toată viața. L-a citit și rășitit, l-a memorat în integralitate. Nou testament. Și atât de mult s-a îndrăgostit de Isus încât el declara, dacă mi-ar spune cineva că Isus nu prezintă adevărul, aș lăsa deoparte adevărul și aș merge mai departe cu Isus. Vă puteți imagina cât de atașat de Isus era Dostoevski. Și îmi place ceea ce spuneau niște ruși, cumva după perestroica, după anii 89-90. Ne-au luat Bibliile și când, mergeau, când mergeam în vizită dincolo de Prut, când oricine dintre cei din vest sau din alte părți mergeau la ruși în vizită, îi întrebau doar de două lucruri. Știți de care? Ai pistol? N-am. Ai Biblie? De pistol și de Biblii. Ne-au luat Bibliile, dar spunea acel rus, nu ne l-au luat pe Tolstoi, și pe Dostoevski și am trăit în credință doar datorită scrierilor lor și mărturilor pe care ei le-au dat. Astfel că adevărul e foarte important. Întreabă cineva în urmă cu aproape 2000 de ani. Ce este adevărul? Gânditor. Întreabă. Întreba chiar pe cel care este adevărul. Numai că n-a primit niciun răspuns. De ce? El nu avea nevoie să audă despre ce este adevărul. El avea deja în fața lui adevărul, nu relativ, care se poate schimba de la o generație la alta, de la uh, anumite descoperiri ale științei la alte descoperiri ale științei. Avea adevărul absolut, adevărul imoabil, din veșnicii și până în veșnicii. Și îmi place cum definește scriptura adevărul. Spunea Mântuitorul, Ioan 17 cu 17, Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Sau mai spunea tot Mântuitorul, eu sunt calea, adevărul și viața. Sau spune psalmistul în cel mai lung psalm, 119, versetul 142, auziți, Dreptatea ta este o dreptate veșnică și legea ta este adevărul. Ce e adevărul? Adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Ce mai este adevărul? Adevărul este Hristos. Ce mai este adevărul? Legea ta este adevărul. Și mai spune în versetul 151. Dar tu ești aproape, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Extraordinar! Poruncile lui Dumnezeu sunt adevărul. Și vedeți, putem merge pe o demonstrație logică. Pe de-o parte, avem nevoie de adevăr, pentru că adevărul ne face liberi. Dar libertate prin adevăr. Libertate prin Hristos, libertate prin Cuvântul tău, libertate prin poruncile Lui. Dar acum pune întrebarea: Ținta poruncii care este? Ținta poruncii este dragostea, frații mei. Parcă îmi par predici uzate, să spui porunca a șasea spune așa, ce înseamnă să ucizi, cum ucizi, cum ai putea ucide, porunca a șaptea spune, porunca a opta spune, porunca, parcă îmi pare cumva cam, 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 cam depășit cumva timpurile, a fost nevoie și de timpurile acestea pentru că trebuiau prezentate poruncile, dar nu uităm, ținta poruncii este dragostea. Dacă l-ai pe Hristos în inima, dacă ai dragostea lui Hristos în inima ta, atunci îți va fi foarte ușor să spui doar adevărul. Amin? Amin? Îți va fi foarte ușor să nu introduci mâna în buzunarul altuia. Așa este? Îți va fi foarte ușor să vii în ziua a șaptea la întâlnire cu Mântuitorul. Pentru că el atunci vine. Dacă îl iubești pe Mântuitor, dacă ai dragoste, și în matematică învățam mai de mult o proprietate numită tranzitivitate. Dacă A e egal cu B, dacă B e egal cu C, dacă C e egal cu D, atunci și A este egal cu, cu D, tra prin tranzitivitate. Dacă libertate este în adevăr, dacă adevărul este Hristos, dacă Hristos este dragoste, dacă, dacă adevărul este în porunci. Dacă ținta porușilor este dragostea, atunci putem merge pe această concluzie logică. Libertate este în dragoste. Și veți vedea că vei primi libertate când e dragoste. Vei da grade de libertate individului și societății sau grupurilor sociale când, ofer, când ai dragoste și când oferi dragoste. Și adevărata libertate este pe fondul dragostei. Dar atenție, nu o dragoste firească, nu un eros, e prea puțin erosul, uh, merge mai departe, nu filia, și filia este o extensie, filia este mai mult decât uh, e dragostea în cadrul familiei și pentru copii, pentru familie, ești în stare să faci sacrificii mari, ci Dragostea, ca principiu, dragostea Agape. Acum, stimată frăție, tate, să știți, să știm cu toții, Domnul Isus Hristos este un model de a oferi libertate. Încă de la creație, Domnul Dumnezeu a spus omului, poți să mănânci din toți pomii din grădină. Oferă. O mie de grade de libertate. Dar, din pomul oprit, să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca, tu vei muri. Este această interdicție pentru binele tău. Tu vei muri. Și de atâta libertate, pentru o singură interdicție. Și apoi, Dumnezeu oferă libertate în cunoștință de cauză. Spune în Deuteronomul 30, cu 19 și 20, Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața Ce este în stare Dumnezeu să ne ofere libertate în cunoștință de cauză. Și vedeți, părinții, cei care au timp pentru copiii lor, nu punem mâna pe sobă. Ce am spus să nu pui mâna pe Dar de ce? Iar altul care are grijă de copii, lui spune, nu pune mâna pe sobă pentru că soba degajă căldură, e o temperatură pe care mânuța ta nu poate suporta. Uite, facem proba cu zona asta undeva mai jos, unde temperatura nu este prea ridicată. Vezi, te frige, de merge mai sus, frige mai tare și te, te, doare. Și un părinte care are grijă de copilul lui la modul cel mai uh, uh, bun, se va ocupa de copii și le va prezenta în cunoștință, să aibă totul în cunoștință, în așa fel încât să facă o alegere la modul voluntar. Și apoi libertatea angajează întreaga ființă. Gândiți-vă de exemplu că Ilie pe muntele Carmel, într-o confruntare decisivă, spune poporului, Până când aveți să șchiopătați de ambele picioare? Până când? Dacă Domnul este Dumnezeul adevărat, mergeți după El. Dacă este Baal, mergeți după Baal. Și apoi urmează demonstrația din partea lui Baal, de fapt nimic. Și demonstrația din partea lui Dumnezeu, de fapt acea flacără de foc, care a mistuit totul, inclusiv apa, ca protecție pentru eventuale alte uh, surse de, de foc pentru jertfe. Libertatea îngrănează întreaga ființă. Și apoi, Domnul Hristos, câtă delicatețe are Mântuitorul nostru când e vorba de a ne chema la sine. Nu folosește nici sabia, nu folosește nici cuțitul, am făcut un semn pe care îl mai vedeți pe aici, pe acolo, nici pistolul, nu l-ați văzut, nu așa? -ați... Da, l-ați văzut, poate, da, nu vreau să intru în detalii. Domnul Hristos spune, dacă voiește cineva să vină după mine, dacă voiește, cât de delicat este Mântuitorul, delicatețe în a oferi libertate, nu constrângere. Sau Mântuitorul, atunci când uh, cineva vrea să vină la el, spune, și pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Mântuitorul primește pe oricine. Sau... Mântuitorul, când a fost părăsit de cei 70 și de alții, tot de categoria lor, le spune ucenicilor, voi nu vreți să vă duceți? Adică Mântuitorul oferă mai departe libertate fiecăruia. Ai vine la mine, dar nu neapărat să rămâi dacă vrei să pleci, oricând poți pleca. Voi nu vreți să vă duceți, vedeți, el nu ține pe nimeni cu forța și în același timp, Uh, nici nu face reproșuri. Uite cum au plecat, uite cum au părăsit, cum au auzit ceva care nu le-a convenit, imediat au plecat. Nu! Mântuitorul nu face reproșuri. Sau, Mântuitorul îi spune lui Iuda, prietene, ce ai de făcut? Fă repede. Vedeți? Mântuitorul manifestă delicatețe. Chiar față de cei din opoziție. Dar atenție, libertatea lui Iuda de a vinde pe maestru său intră în contradicție, neagă libertatea Mântuitorului. Numai că Mântuitorul, chiar legat, era afectat de legături, chiar legat, Mântuitorul spune lui Petru. Petru a scos sabia din teacă și încearcă să facă mari fapte de vitejie. Îi spune lui Petru: Petre, bagă sabia în teacă. Pentru că cine scoate sabia de sabie va pieri. Spune lui Petru: Dar de fapt spune să audă și ceilalți. Spune să auzim și noi. Și vedeți, Mântuitorul nu spune, te rog, vină cu cheița de la lacătul de la uh, cătușele mele, dăm puțin, uh, cheița desfăm puțin, că vreau să de urechea lui Malcu. Nu spune așa ceva Mântuitorul. Ce face Mântuitorul? Avea mâinile în lanțuri. Ce face Mântuitorul? În fața lor. Scoate mâinile din lanțuri, vindecă urechea lui Malcu și apoi... Pune la loc, în lanțuri. Mântuitorul era liber, chiar legat, tot liber era. Și, frații mei, și noi putem fi liberi, chiar legați. Putem avea conștiința liberă în orice situație. Numai că libertatea unui om se întinde doar până la granițele libertății altui om sau unui grup social. Și vedeți că aici vor apare. Conflictele, deja sunt anumite conflicte acum, și manifestațiile care sunt pe aici, pe acolo, și care au fost zile trecute, sunt pe fondul acesta. Sunt libertățile noastre luate, nu vreau să mă pronunț într-o direcție sau în alta, dar mă gândesc la viitorul nu prea îndepărtat, pentru că ce se întâmplă acum e de fapt o repetiție pentru ce va fi nu peste mult timp pentru că această planetă care este în descompunere se trezesc mai mari lumii să spună avem nevoie de spațiu, dacă nu avem spațiu, nu putem trăi așa cum ne dorim noi și vrem să conservăm valorile planetei Pământ. Numai că diavolul știe, diavolul cunoaște laboratorul naturii și diavolul știe să aducă să combine elementele naturii în așa fel încât să se aducă asupra oamenilor furtunile, cutremurele, răul provocat de o natură dezlănțuită, datorită condițiilor deja realizate de o industrializare excesivă. Iar lumea va spune: Va fi nevoie ca să ținem o anumită zi cu toții pentru ca natura să se refacă. Deja spun că după atâta timp de lockdown, natura parcă s-a revigorat. Păsările au început să survoleze atmosfera. Atmosfera parcă este mai curată, poluarea parcă este mai mică și oamenii deja au experiența unei protejări a naturii pe care o vor continua. Frații mei, chiar și atunci când ni se vor reduce drepturile, nu uităm, Mântuitorul poate să ne ofere libertate în mijlocul constrângerilor. Nu uităm, libertatea nu poate exista în afara dragostei. Libertatea este amprenta lui Dumnezeu asupra omului. Constrângerea, dictatura, este amprenta diavolului. Diavolul oferă mediul specific. El este mincinos și tatăl minciunii. Diavolul este coercitiv, este punitiv. Diavolul limitează gradele de libertate ale omului. În contrast, Dumnezeu este dragoste. Și dragostea este climatul specific pentru manifestarea toleranței și a libertății. Stimate ascultători, cu cine vrei să te asemeni? Cu Dumnezeu sau cu diavolul? Diavolul ne-a muncit prea mult. Diavolul, prin păcat, ne-a chinuit în lumea aceasta. Mă uit la diferite persoane și văd cât de chinuit sunt datorită robiei, fie a tutunului, fie a alcoolului. A unor alte și alte pasiuni pe care le au. Oameni chinuiți, chinuiți de păcat, chinuiți de diavol. În urmă cu peste 200 de ani, la un târg de robi, de sclavi negri, într-o Black Friday. Da, știți, târgul de negri, sclavi negri. Era și un negru pe nume. Tobias, care era plin de mușchi, plin de viață, 20-25 de ani, care striga din, plă, din toți plămânii, nu mă cumpărați pentru că nu vreau să mai muncesc. Și bietul stăpân tot îl amenința și le mai dădea câte un bici scurt, așa să nu vadă cumpărătorii, potențiale cumpărători, că el își bate sclav. Pe lângă el erau și alții, bătrâni, neputincioși, femei, copii, și veneau cumpărătorii, dădeau diferite prețuri, dar ținta era acel Tobia, care era plin de putere. Numai că potențialii cumpărători plecau de la acea ofertă, întrucât el spunea, nu vreau să mai muncesc. Și în timp ce el striga, nu vreau să mai muncesc, se apropie un bărbat cu o ținută nobilă, se uită la el, îl privește în ochi, Tobia scrie, degeaba mă Tobia strigă, degeaba mă cumperi, n-am să mai muncesc. Stăpânul nu-i spune nimic. Vorbește cu săpânul lui, de fapt, cât cer pe negru acesta? Hai să nu spunem negru. Cât, cerpe cer pe acest om? Cât cer pe el? Păi, un preț mai mic, pentru că, da, eu fără prețul, te-am cumpărat, vină -o cu mine. Mai cumpărat degeaba, nu vreau să mai muncesc. Te-am cumpărat, vină cu mine. Vin cu tine, dar nu vreau să mai muncesc. Și ajung la o trăsură, ia loc acolo unde stă stăpânul. Eu voi sta pe capră, eu voi conduce cai. Stăpâne, dar nu mai muncesc. Stai acolo. Și stăpânul merge, și merge, și la un moment dat ajung pe un deal și apoi coboară. Dincolo de deal este un lac, o casă pe malul lacului, o grădină tare frumoasă și spune stăpânului Tobia, te-am cumpărat ca să fii liber. Uite, aceea e casa în care vei locui tu. Și Tobia, deodată, stăpâne, voi munci toată viața pentru tine. Stimată frățietate, Domnul Isus ne-a cumpărat și pe noi. Doamne, nu te pot sluji, Doamne, întâi să mă lași de fumat, întâi să mă lași de alcool, să mă lași de minciună, să mă lași de imoralitate, după aceea voi veni să te slujești, dar cine știe dacă voi scăpa de astea? De fapt, sunt niște amânări pentru mai târziu, pentru un mai târziu care niciodată nu se apropie. Adică la mânt pentru totdeauna pe Mântuitorul. Și Mântuitorul plătește un preț pentru noi. Chiar dacă nu vrei să mă slujești, Vino, măcar să cunoști dragostea mea. Și frații mei, când vedem dragostea Mântuitorului, vom spune din toată inima, Doamne Iisuse, te voi sluji toată viața. Doamne Iisuse, mulțumesc pentru libertate. Frații mei, Mântuitorul ne-a cumpărat. Vreți să-i spune din toată inima, Doamne Iisuse, te iubesc din toată inima și te voi sluji toată viața? Cine ar vrea să fie robul Mântuitorului toată viața? Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne ajute să fim liberi cu adevărat în Mântuitorul. Liber aici și apoi vom ajunge toată veșnicia cu Mântuitorul. Amin.